Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că suntem aici, împreună, la o întâlnire, încă o întâlnire în care eu cred cu tărie că am acest cult al prieteniei de când am revenit în literatura română. Mi-am propus să generez aceste unți de legătură între oameni, între cercuri, între grupări, între zone, între destine, pentru un singur lucru. Cea mai mare nemernicie care s-a întâmplat împotriva noastră a oamenilor de cultură, a acelei clase de mijloc care deranjează de când lumea, orice sistem, indiferent că este democratic, că este comunist sau că este monarhic, tot ce s-a întâmplat de la Revoluție încoace împotriva noastră, a oamenilor iubitori și trăitori de frumos, a fost dezbinat. Aduceți-vă aminte că imediat după Revoluție veneau străinii și ne dădeau banane ca la maimuțe. Le-am meritat. Pentru că pe vremea aceea eu știam că se coc bananele numai în decembrie. Și așa cu greutate. Vreau să vă spun că după Revoluție, într-un plan mărșav, primul lucru care s-a făcut împotriva noastră a fost dezbinarea sistemelor de comunicare a informației culturale. Cea mai mare lovitură a fost în momentul în care sistemul de librării a fost distrus. De atunci și până acum, scriitorii au fost nevoiți să scoată cărți în tiraje conspirative, să se știe ei între ei, pe principii aproape căprărie de căprărie, să se cunoască, să se pipăie, să se simtă, plecând acasă doar cu senzația că au făcut încă un pas în față. Nu poți să faci un pas în față când te amăgești. E bine, astăzi am bucuria să-i am ca oaspeți și să-i aveți ca oaspeți pe prietenii noștri din Bistrița, care și ei ca și noi se lovesc de aceleași probleme. În primul rând, proasta circulație a informației culturale. Îi mulțumesc în mod deosebit prietenului Doru, poetului și prietenului poetului și prietenului meu, care este aici, este directorul Palatului Culturii din Bistrița, este poetul Dorel Cosma. Împreună cu el și cu Menut Maximinian, poet și critic de top, cu pagină permanentă în revista Tribuna, am pus la cale această întâlnire, care nu este altceva decât primul pas pentru constituirea a ceea ce am mai făcut și am recidivat și voi recidiva cât îmi va fi dat cu putință, a unui număr de revistă tematic Prietenii Poetice Baia Mare Bistrița. Este o ocazie să ne cunoaștem între noi, avem un cadru plăcut și mulțumesc lui Simona și lui Sorin pentru acest lucru. Avem pe... ea este împricinată de serviciu. Avem expoziția lui Coca Carmen, Coca Mihaela Carmen, picturile sunt ale ei. Avem o expoziție de pictură a prietenului nostru Lucian Dovârtă, care vă spun în pauză niște reclamații despre el. Da, mă, persoana de față se exclude că e mai multă. Mi se pare bine. Vi se propune și sunteți martori unei provocări la o colaborare cu două din revistele care cresc exact ca în poveștile românești, ca Fot Frumos într-un an, în timp ce alții cresc în 10, respectiv Conexiuni Literare și Conexiuni Magazin. Sunt creațiile Palatului Culturii din Bistrița și a Societății Scriitorilor din Bistrița. Vă rog să învățați de la ei, cu siguranță ei învață din ce am făcut noi bun. Pentru că din acest schimb de informații, din acest furt frumos de informație, Cătălin, avocatul meu, știe că nu mă refer la furtul ăla care este prevăzut în codul penal, e furtul ăla frumos pe care îl știți cu toții și în care învățăm și acumulăm informații. Și vom mai vorbi pe parcursul acestei întâlniri, înainte ca prietena noastră, actrița Claudia Brunescu, să recite din creațiile celor prezenți. Vom mai vorbi despre prezentarea antologiei Primăvara Cuvântului, în care am adunat, pornind de la același concept, 75 de poeți și doar 10 prozatori în aproape 500 de pagini.
vorba lui Ion Creangă să mă iertați că n-am putut face mai mult, să facă și alții în țelea noastră literatură la calitatea asta și la intensitatea și la substanța aceasta. Vom prezenta monografia de la Geva Berere la Palatul Culturii din Bistrița. Vom prezenta cărțile invitațiilor noștri și, așa cum am spus, se va citi din creațiile celor prezenți. Cei care nu au luat legătura până acum cu Claudia, îi rugăm să facă același lucru pe persoană fizică. Dați-mi voie să mergem mai departe, să-l prezint încă o dată pe Dorel Cotna, să mă bucur de prezența poetului și a criticului Menuț Maximinian, Elena Mecâmpan, aici, uite în stânga Clara Protea, ei sunt veniți din Bistrița, Clara Protea venită din Iași, Irina Bărcan de la Satul Mare, Nadia Urian venită de lângă Beclean, da? Emiliana Oroz, de pe Hortensie. De pe Hortensie. Hortensia fiind o stare care o strală așa, după colț. Carmela Băințan, Aurelia Oamcă, Elena Borcuti, da? Raisa a venit din Chișinău, mulțumesc mult de tot. Alina Narcisa Cristian, care va păcătui cât de curând cu un volum de debut la editura și creator. Iacob, prietenul nostru, poet și prozator. Vasile Damarchiș, este acolo un prieten de cursă lungă și mi-aș dori ca toată lumea să aibă astfel de prieten. Este Ochilor Simon. Are două defecte, executor judecătorii și este jumătate unul, jumătate neam, dar nicio problemă. E prietenul meu și l-am spălat de toate păcatele. El nu suportă numele mele, că și eu le suport pe ale lui. Este fiul meu, este Ioan Andrei, care a venit de la Satul Mare, este venit avocatul meu, ca să fie sigur că nu spun prostii și nu mai deschide nimeni niciun proces. Pe Liviu nu vi-l prezint, că, pe Lucian nu vi-l prezint, că nu mai mă interesează acum. Ioan Hada, iarăși un alt pictor care este sub acoperire aici să vadă ce se întâmplă, este Marina Călușelu și la o altă manifestare, cu siguranță, vom venisa și pe ei. Îl rog pe Dorel Cosma să ne prezintă cele două reviste, conceptul acestor două reviste, Conexiuni Literare și Conexiuni Magazin, după care să mergem mai departe. Săruna, bună ziua! Vreau să mulțumesc în primul rând că ne-ați acceptat în familia artiștilor creatori din Baia Mare. Mulțumesc pentru meu Roșanu pentru această invitație și sper că întâlnirea de astăzi să marcheze o nouă deschidere în colaborările noastre literare și nu numai. La Bistrița suntem reprezentanți ai Palatului Culturii din municipiul nostru. Sub tutela Palatului Culturii funcționează și Societatea Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni, o societate înființată în urmă cu 12 ani, unde ne-am propus atunci, la începuturi, să ne întâlnim periodic, nu numai cu scriitorii, ci și cu cei care au ceva de spus în domeniul creației. Am făcut pași importanți de atunci și, încet, încet, societatea a prins un alt contur, mobilizând, în primul rând, scriitorii bistrițeni, ceea ce ne-a determinat să facem mici modificări la statutul nostru și să devenim ceea ce suntem astăzi, Societatea Scriitorilor din Bistrița, Conexiuni. Sigur că în orice localitate există și în Bistrița alte două, trei grupări literare. Noi suntem cei de la Palatul Culturii. Avem satisfacția și bucuria de a avea numeroase colaborări atât în țară cât și în exterior. Activitatea culturală a Palatului Culturii se grefează în mare măsură pe ceea ce înseamnă arta muzicală, arta teatrală, arta folclorică, dar nu de neglijat și nu și arta creației scriitoricești. Am reușit de-a lungul timpului să avem deschidere și colaborări nu numai în țară, ci într-o serie de țări din Europa și de dincolo de ocean. Prietenii care ne-au permis să prezentăm activitatea scriitorcească bistrițeană în diferite colțuri ale lumii.
Bogatul magazin cultural Conexiune, așa cum a început pentru primele luni, primii ani, ne-a determinat în urmă cu ceva timp să considerăm că Societatea Scriitorilor Conexiune merită să dețină o revistă proprie, ceea ce a dus la separarea activității noastre, pentru versul separare, fiindcă toți scriitorii sunt cei care realizează și partea Conexiune Magazin, dar desigur și Conexiune Literară. Din acest motiv aș putea spune că încă cu această revistă Conexiune Literară suntem la început, 5 numere, dar datorită faptului că în conexiunile mari generale apăreau și toate elementele de creație atât ale scriitorilor proprii, dar și ale colaboratorilor noștri, încă de la primul număr am reușit și apărem sub egida Uniunii Scriitorilor de România, filiala Sibiu. De ce Sibiu? Fiindcă mare parte a scriitorilor bistrițeni suntem afiliați acestei secțiuni a Uniunii Scriitorilor din România. Spuneam despre colaborările multiple pe care le-am avut și le avem, atât în țară cât și în afară. Noi i-am considerat și putem în permanență pe cei care au venit la Bistrița și au realizat lansări de carte, prezentări de reviste, saloane literare sau saloane de carte sau saloane ale revistelor, îi considerăm ca parte a familiei noastre Conexiune. Ne bucurăm și o să vedeți, dacă veți răsfoi aceste reviste, colaborări atât din America, atât din, eu știu, din Malaysia, din Singapore, scriitori care ne-au vizitat și pe care i-am vizitat. Nu doar neapărat cu prezența noastră literară, fiindcă știm cu toții, este foarte greu, iar susținerea, da, prietenul meu Romeo și așa este, susținerea financiară de acolo unde ar trebui să fie în privința literaturii, există, dar lipsește cu desăvârșire. Și atunci am făcut o altă modalitate de a prezenta și de a fi prezenți cu creațiile noastre prin intermediul formațiilor artistice cu care am fost invitați atât în America, atât în Asia, în Africa, în Orient și așa mai departe. Adică... Facem și noi o trupă de dans de mult. Mișcați-vă rapid! Adică la fiecare deplasare de acest gen, fie că 1, 2, 3 scriitori au participat împreună cu formația în deplasarea respectivă și în cadrul spectacolului am prezentat și revistele noastre. Așa s-au realizat punți superbe între Bistrița și New York, Bistrița Paris, chiar recent am avut o întâlnire extraordinară cu prietenii noștri francezi din Paris, care ne-au vizitat, le-am vizitat, iar într-una din întâlniri am reușit să facem o punte extraordinară între Bistrița, Radio Bistrița, care ne aparține tot instituției noastre, și Radio Ingen din Paris. O legătură directă, noi eram în turnul Bisericii Evanghelice, ce ne cunoaște Bistrița, transmiteam de acolo, iar colegii noștri erau la foarele turnul Eiffel, citeam poezie, ne ascultam unii pe alții și se întreba lumea, sau a avut loc o întâlnire de acest gen în urmă cu două luni, în luna mai, am fost la Paris și cineva se întreba cum s-a reușit o legătură atât de frumoasă între metropola Paris și Bistrița, care este un cartier, poate nici atât. S-a realizat fiindcă, am spus-o mereu și o spun, arta nu are bariere. Arta cuvântului este liberă, chiar dacă nu totdeauna vorbim aceeași limbă, chiar dacă toți vorbim franceză, engleză sau germană. Dacă o creație are calitate, trece dincolo de granițe, într-un fel sau altul. Ne-am bucurat să facem această punte cu numeroase țări și, desigur, dorim să realizăm, în primul rând, cu orașele din țară. De aceea, bucuria de a fi astăzi în mijlocul noastră este cu atât mai mare. Considerăm că începem o punte cu totul aparte și să realizăm ceea ce am făcut și cu Satul Mare. Nu întâmplător, astăzi, la dumneavoastră, este una dintre prietenii noastre, doamna Livia Mărcan, care, o să vă spună în momentul când va lua cuvântul, a tradus chiar una din cărțile mele. Și a fost o bucurie să colaborăm. Sperăm și aceste lucruri să le avem în continuare în activitățile noastre comune. Dați-mi voie ca, la modul concret, despre cele două reviste care le-am aici, le-am adus în fața noastră, numărul 5 al Conexiunilor Literare și numărul 37 al Conexiunilor Magazin, să invit pe cei doi colegi ai mei, care s-au implicat la modul direct în realizarea acestor numere. Menuț Maximilian a fost chiar responsabil de număr,
în cadrul Societății Scriitorilor Conexiuni, procedăm periodic la numirea unui responsabil care își asumă toate problemele cu privire la... Vinovatul de serviciu. De serviciu, exact. Vinovatul de serviciu. Așadar, eu vă mulțumesc deocamdată pentru atenție și promit să vă mai spun câteva lucruri mai târziu, puțin când va veni. Deci, numai două secunde. Înainte să-l rugăm pe Menuț și pe Elena să prezinte cele două reviste, aș vrea să vă spun să conștientizați și să luați cât se poate de în serios următorul mesaj. Veți avea din momentul ăsta capetele de pod și contactul către cele două reviste. Vă rog să abuzați, în sensul bun și legal, domnul avocat, că știi că există și abuz de drept. Să abuzați în sensul bun, să trimiteți grupaje de poezie roză, cu fotografii, cu sigurile voastre, să-i provocați pe acești oameni. Aveți oportunitate, ușile sunt deschise, dar ele nu se închid decât dacă nu onorați o astfel de invitație. De asemenea, aștept de la toți cei prezenți materiale pe adresa mea de mail pe care o știți, cu precizarea pentru Baia Mare Bistrița. Numărul special Baia Mare Bistrița. Doar atât să scrieți. Baia Mare Bistrița. Pentru că din momentul ăsta eu consider că s-au deschis porțile, s-au rupt apele pentru această prietenie. Aș vrea să mai spun o chestiune, pentru că s-a discutat foarte mult în ultima vreme despre marea trilemă, forțez limitele cuvântului, bineînțeles, acum, dacă este bine să faci o manifestare cu foarte mulți și de proastă calitate, sau cu foarte puțin și de foarte bună calitate. Am fost, sunt și am să rămân adeptul formule de puțin și de foarte bună calitate. Măcar pentru două motive. Să ne aducem aminte că acest creștinism pe care îl savurăm, îl trăim și îl prostăvim astăzi, a început conspirativ prin catacombele Romei și întâlneau 2-3. Iisus, într-un verset biblic, spune: dacă doi se strâng în numele meu, eu sunt acolo cu ei. Noi suntem îndestulători de mulți într-un act de creație de calitate. Puteam să facem, să oficiem această manifestare în Biblioteca Județeană, dar am vrut să scot oamenii din Biblioteca Județeană și să-i las să fie prieteni, să-și bea cafeaua în timp ce există discursuri mai mult sau mai puțin pompoase, să-și bea o cafea, o apă minerală, să-și mănânce pișcotul cel de toate zilele. Cred cu tărie că asta este singura cale pentru a genera aceste punți. Prin deschiderea la comunicarea prietenilor mei din Bistrița, cele două capete de pod în această poveste s-au făcut. Există capul de pod în Baia Mare, există capul de pod în Bistrița. Și dacă mi-îngăduiți că toată lumea a auzit de Immanuel Kant, el, eu am ținut un curs la un moment dat la Cluj, pornind de la acest gând al lui. Spune așa: coitul, actul sexual în sine, dacă nu vine din partea ambelor părți și nu se numește dragoste și nu este dăruire, este cea mai mare crimă împotriva umanității. Dar în momentul în care există iubire și dăruire totală pentru acel moment, este singura modalitate în care cei doi pot atinge cerul cu mâna. Ce înseamnă asta? Sigur, coit, erecție, etc., toată lumea, un act sexual poate avea loc oricând, oricum. Dar dacă nu există acea trăire, se pot naște copii tâmpiți, copii mai tâmpiți și poate să se împlinească ce a spus Kant, cel mai mare genocid, cel mai mare atac împotriva sănătății umanității. Noi acum suntem ca momentul acela de dragoste. Noi am decis ca acum să ne desprindem din largul lumii, de la preocupările lumești, să fim acum aici, de bună voie și nesiliți de nimeni. Sigur că la terminarea acestei manifestări nu avem ce face, ne vom întoarce în largul lumii, ne vom lovi de politica noastră strâmbă sau mai dreaptă, de taxe, de imposte și de alte probleme care ne frământă inevitabil. Dar deocamdată suntem aici, într-un cadru intim, într-un cadru pe care l-am ales noi, că puteam fiecare la această oră să facem altceva. Eu vă mulțumesc din acest motiv
nu mult, extraordinar de mult, pentru că ați ales să împărțim aceste secunde, să le împărtășim totodată și rog acum pe Elena și pe Maximilian să ne traducă din română în română ce a văzut el când a fost ca limpede, că de-aia l-a pus Dorel ca să răspundă el, știi? După leagă-n negri, nu? Vă rog să-l torturați pe Mânuț. Este un critic nu bun, foarte bun. Și să profitați de oportunitatea de a-l avea aici. Să-i dați cărțile voastre, despre care cu siguranță în perioada următoare va scrie. De ce? Pentru că acest concept asupra căruia v-am atras deja atenția prietenii literare Baia Mare Bistrița, va incumba două chestiuni măcar, printre altele, în afară de creațiile fiecărui autor în parte, va incumba ca el, ca și critic din Bistrița, să scrie despre cărțile scriitorilor din Maramureș. Dacă nu-i dați cărțile, nu se poate scrie despre voi, este simplu. Și invers, cărțile celor din Bistrița să ajungă la mine, dar asta este altă treabă, e ca și rezolvată, că eu le am. Ca eu să pot să scriu despre ei. Această imagine oglindă nu se poate întâmpla decât dacă îl bateți pe umăr și îl trageți de mână. Că Elena, iartă-ne pe noi când eram păcătoși. Eu sunt în vacanță. Să vedem. Pentru că școala s-a terminat și de aceea a putut să vin la Baia Mare și mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc că sunteți prezenți aici. Și v-aș întreba dacă v-ați gândit vreodată la poezia de umplutură și mai departe la literatura de umplutură. Și aș vrea să mergem mai departe cu imaginația și să ne gândim la cel mai nobil sens al umpluturii, că de fapt poezia, literatura în general, este cea care umple spațiile dintre noi, face să nu dispară cărările dintre noi, potecile dintre noi, ne face să ne privim unii pe alții cu alți ochi, pentru că în momentul în care ne citim, facem un alt exercițiu de cunoaștere, ne croim o altă percepție asupra omului de lângă noi. Pentru Societatea Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni este o bucurie faptul că suntem aici la Baia Mare. Ne-a încântat din prima și prima impresie, uneori contează, locul acesta așezat între dealuri, în spațiu verde, curățenia, ospitalitatea, pentru care vă mulțumim la fiecare în parte. Ne-am simțit ocrotiți și bine primiți de la bun început. Am venit cu revista noastră Conexiuni, cu revista Conexiuni Literare, cu revista Conexiuni Magazin și aproape tot ce realizăm în ceea ce privește scrisul și arta cuvântului, poartă această siglă Conexiuni, care aproape a devenit un brand al intelectualității, spiritualității bistrițene, pe care ne propunem și uneori am și realizat să-l promovăm cu demnitate, cu capul sus, peste tot unde am mers în lume, în turneele pe care le-am realizat, fie numai de literatură, fie însoțite de folclor, de muzică clasică, de teatru, de pictură, pentru că societatea noastră, Conexiuni, așa ca orice societate, nu poate fi o societate ideală, nu poate fi o societate pură. Dar propune, ea îmbină, dar propune idealismul. Ideatic, da, dar lasă posibilitatea de manifestare și de expresie a celorlalte arte. Muzică, teatru, literatură, poezie, cinematografie, pictură, în așa fel încât fiecare să se regăsească în această societate a noastră. Peste an, pe lângă întâlnirile societății care au loc în fiecare 10 ale lumii, avem un eveniment răsunător, un eveniment care adună la Bistrița, în preajma zilei lui Liviu Rebreanu, pe toți cei care au încercat și au dorit să păstreze aceste punți de care se vorbea aici, cu locurile de naștere ale lui Liviu Rebreanu. Festivalul nostru internațional, deja de acum,
de literatură și teatru se bucură de prezența unor nume prestigioase din domeniul literaturii, din domeniul teatrului, astfel încât cu fiecare ediție dezbaterile împreună, actori, scriitori, regizori și alți invitați, constituie adevărate momente de încântare în care aceste fenomene vii, cum este și cel de astăzi și de acum, își găsesc locul și, credem noi, sunt cele mai frumoase și cele care însuplețesc la rândul lor, dau viață în continuare. Am fost invitată să vă prezint două dintre realizările Societății Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni. Este vorba despre revista Conexiuni Literare, ajunsă la numărul 5. Acum, cu siguranță că dumneavoastră știți foarte multe publicații din țară care poartă acest adjectiv de literare, Convorbiri Literare, România Literară. Pentru noi, Conexiuni Literare nu înseamnă o tradiție, să-i spunem, în ceea ce reprezintă societatea noastră, care este o societate comparativ cu altele din țară, destul de tânără. În 2015 am împlinit 10 ani, ocazie cu care a apărut și această antologie, Un deceniu de conexiuni. Dar conexiunile literare, așa cum arată ele aici, revista ajunsă, așa cum vă spuneam, la numărul 5, o revistă destul de tânără, mai tânără decât societatea în sine, încearcă să oglindească, să dea știre, să dea de veste despre partea de literatură a întregii noastre societăți. Numărul acesta, pe care vi-l prezint acum dumneavoastră, este un număr privilegiat pentru că în paginile lui include, aș putea spune, trei fenomene, trei momente deosebite, capitale, ale ceea ce înseamnă activitatea Societății Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni. Mă refer aici, în primul rând, la ecourile din presă, ale deplasărilor noastre internaționale. Două dintre ele se regăsesc aici prin jurnale de călătorii, prin interviuri, prin impresii. Amintesc despre prezența membrilor Societății Scriitorilor Bistrițeni Conexiuni în Canada și în Danemarca. Evenimente la care poate unii visează, dar pentru noi, cei de la Palatul Culturii, reprezintă un vis împlinit și cu fiecare deplasare a noastră în străinătate, mesagerea culturii bistrițene, am dus acest intar al conexiunilor. Am putut face lucrul acesta, am realizat conexiuni în tot ceea ce înseamnă scriitorii care au trecut prin Bistrița, se întorc cu gândul sau efectiv la... în județul nostru și în orașul pe care îl reprezentăm astăzi, acum și aici. Dincolo de cele două ecouri ale prezenței scriitorilor bistrițeni în afara granițelor țării, în Canada și în Danemarca, al doilea moment important cuprins în aceste pagini ale revistei Conexiuni Literare îl reprezintă tocmai Festivalul de Literatură, Internațional de Literatură și Teatru, desfășurat în 2017, anul trecut, și multe dintre conferințele susținute aici, dintre gândurile trimise, le puteți citi în Conexiuni Literare numărul 5. Al treilea lucru foarte important este prilejuit de lansarea, la capătul unei activități destul de îndelungate, a unei monografii pentru o instituție. Este vorba despre monografia Palatului Culturii, intitulată De la Gewerbe Verein la Palatul Culturii. Gewerbe Verein însemnând în limba germană Asociația Meșteșugarilor, așa se numea la început Casa de Cultură, mai apoi Centrul Cultural Municipal și astăzi un adevărat Palat al Culturii, și la propriu și la figurat, este și formă, este și fond cu desăvârșire. Deci aceste trei mari puncte importante, în aceste trei mari chei se poate citi această revistă a noastră, proaspătă, pe care am lansat-o nu doar aici la dumneavoastră, cât și în alte locuri din țară, care a călătorit odată cu deplasările, cu plecările reprezentanților Palatului Culturii. Este vorba despre delegațiile din Canada și din Danemarca, este vorba despre ecouri ale Festivalului
internațional de literatură și teatru Liviu Rebreanu și despre evenimentul deosebit prilejuit de apariția acestei monografii, eveniment, un adevărat eveniment al activității culturale în întregul sens de plinătatea cuvântului de la Palatul Culturii. Sigur că și celelalte rubrici specifice fiecărei reviste își găsesc loc aici. Este vorba despre cronici literare, debuturi, pagini de poezie, de proză și vă invit cu toată responsabilitatea și grafica se șoptește în cască, este semnată. Care în cască nu există, dar în cască. Este grafica revistei, dar și grafica multora dintre copertele cărților noastre, chiar coperta unei proaspete cărți traduse de către Livia Marcan, cartea de poeme a lui Dorel Cosma, aparține, bineînțeles, inegalabilului prezent. Autorul este în sală, aici printre noi. Bine, se laudă cu o Gioconda. Vorbim mai încolo despre Lucian. Altă întrebare. Lucian Dobârtă. Este un decenul de conexiuni, este prima parte a unei serii de antologii pe care ne propunem să o scoatem la Palatul Culturii. Acest volum cuprinde proză, poezie și teatru în un deceniu, în 10 ani de conexiuni. Și vă spuneam că nu sunt doar scriitorii bistrițeni, ci sunt și scriitorii care au fost invitați la Bistrița, scriitorii care au trimis materiale și au dorit să fie în această vecinătate a noastră prin conexiune. Vă mulțumesc, vă invit să citiți creațiile noastre, să le savurați și să contribuiți de asemenea la următoarele numere, atât ale revistelor, cât și ale antologiilor noastre. Vă mulțumesc pentru atenție! Înainte să-l rog pe prietenul nostru, pe Meluț, să ne spună gândurile lui, eu mă întorc, pentru că am învățat picătura chinezească dând totdeauna rezultat. Din momentul ăsta, cine vrea să-și definească propriul destin literar și pe aceste lungimi de undă, trebuie să trimită cât mai repede cu putință materialul lui către revista Conexiuni Magazin, către ceea ce înseamnă Bistrița, rămânând ca noi peste o lună de zile să hotărâm care va fi formatul echipei cu care mergem acolo, pentru că și noi vom merge să prezentăm cărți, să prezentăm reviste. Eu pregătesc că acum și în scurtă vreme va ieși conferințele Unirii Creator, un număr monumental și la propriu și la figurat, cu creațiile tuturor. Să mergem acolo, să propunem la rândul nostru un Lucian al nostru, cu sau fără barbă, iar Lucian este în măsură să stea la cina de taină cu oricine. Este prietenul nostru, am glumit. Puteți să vă încântați sufletul, mintea și spiritul cu creațiile lui și v-aș ruga să-l contactați, să-i luați numărul de telefon, pentru că de bine și la propriu și la figurat să aveți cărți care să se nască cu semnături puternice care să susțină astfel de acte de creație. Menuț, poet, critic, realizator TV, mai și cântă în timpul liber. Eu cânt numai de la oră încolo, dar cântă și în timpul zilei, că îi place. Dacă aș avea voce, aș cânta cu siguranță, așa, dar altfel doar ascult pe alții. Atâta de lăudat a fost Lucian astăzi, încât... Poate să plece. Credem și noi că nu mai există un Lucian ca așa nostru, nu o să găsiți aici. Lucian ne-a zugrăvit și în portretele care le vedeți în antologia a doua. Doamna Elena a prezentat prima antologie. Conexiuni de noiembrie este antologia cu numărul 2 și întotdeauna gândește și imagini foarte sugestive pentru copert. Aici sunt 5 cărți ca o mână, de gesele de la o mână. Cum de-am ajuns noi la dumneavoastră? V-au spus colegii că am făcut punți culturale în Kuala Lumpur, în Malaezia, în Vietnam am fost de curând, unii dintre noi în New York, Paris și așa mai departe, Toronto, putem să facem o hartă a lumii pornind de la Bistrița.
Iată că la Baia Mare până acum nu am ajuns, pentru că ne trebuia un prieten ca domnul Roșianu. Ne-am întâlnit la zilele Tribuna de foarte... Ultima dată. Ultima dată. Mai recent, dar sperăm că nu ultima dată, să ne da, mai da, da, așa. La un moment dat, dacă toți suntem într-o atmosferă în care încercăm să mai și zâmbim, am scris despre cartea unui coleg, ultima, atunci am intrat de o ziarist, acum 15 ani, ultima carte, așa și-o zice, ce vrei să nu mai scriu, vrei să mor, și atunci am învățat cea mai recentă carte. Deci la cea mai recentă întâlnire de la Tribuna și la altele, m-am întâlnit cu el și am văzut că întotdeauna vine cu foarte multe antologii, cu reviste, cu întotdeauna cu 2-3 mai mult poetese după el decât poeți. E problema mea cu el, dar e problema. Și mi-am dat seama că este aici un nucleu, o atmosferă, un nucleu de literatură foarte bun. E tot oficial pentru că presa a scris întotdeauna. Și, da, propusesem eu la un moment dat că vrem să venim și noi înspre Baia Mare și vă așteptăm și pe dumneavoastră înspre noi. Și foarte bine am făcut. Ziua a început foarte bine. Sperăm că la fel de bine cum se conduc nunta și să fim conduși și mâine dimineață. Și atunci putem să mai scriem în presă. Ne mai gândim. A avut un ecou foarte bun. Am văzut pe fețele dumneavoastră mirarea că vă pomenim în foarte multe locuri din lume unde am călătorit și foarte multe acțiuni care le-am făcut în ultima perioadă. Să știți că mulți oameni au manageri culturali, dar ca un manager cultural să mai fie și scriitor, cred că este o binecuvântare, este mai greu. Și atunci scriitorul a înțeles că nu trebuie doar să dansăm, doar să, mă iert, Lucian, pictăm să, și alte lucruri, ci trebuie să venim și cu literatura în față. Și așa, cu cărțile noastre în bagaj, am zburat peste ocean, am fost peste tot și literatura este un foarte bun ambasador, să știți. Și avem norocul ca atât revistele, cât și aceste antologii, cât și cărțile noastre să fie traduse în limba engleză. Atunci circul mult mai bine. Jumate din reviste este traducerea în limba engleză și atunci peste tot, dar efectiv revistele noastre călătoresc pentru că sunt puse în pachete și deja ni s-a confirmat, au ajuns și peste ocean și în Malaezia și peste tot. Deci efectiv ele călătoresc în pachete peste tot. Este un lucru foarte bun acesta. Și cred că pentru noi în ultimii 15 ani de când Dorel Cosma conduce Palatul Culturii, literatura a luat o altă întorsătură la Bistrița. Confirmă doamna Livia Mărcan că ea a fost acolo și a văzut de mai multe ori. Și este de ajuns să vă spunem faptul că la festivalul Liviu Rebreanu au fost poeți din vreo 10 țări și ne-am bucurat tare mult ca ei, odată ce au ajuns înapoi în China sau în alte zone ale țării, în Singapore, să scrie în presa lor și să vorbească de Bistrița și de literatura românească. Cred că aici avem noi un punct important câștigat, faptul că noi călătorim cu aceste cărți și cărțile noastre și literatura noastră și-a deschis așa aripile înspre alte zone. Avem două reviste ieșite de sub timpac, un responsabil de număr. Eu sunt directorul ziarului Răsunetul de la Bistrița. Poartă acest nume ziarul care are aproape 30 de ani de la Revoluție. Poartă acest nume după un răsunet de Andrei Mureșanu. Și întotdeauna acolo eu, când se întâmplă ceva, strig la responsabilul de număr. Sau nu-i spar capul, numai decât l-a figurat, dar responsabilul de număr. Ei, sper să nu găsiți, dacă găsiți vreo greșeală în cele două, nu, în cele două reviste, să nu ziceți nimic până am adus, să nu ziceți nimic la domnul Cosma. Vă dai un număr ca să le jurați. Cred că nu este nicio greșeală, pentru că avem un colectiv, nu doar responsabilul de număr, și Elena Câmpan, mai este Zorin Diaconescu, Alexandru Cristian Miloș. Este o echipă serioasă acolo care se întâlnește în totdeauna și stabilește ce intră în revistă, ce nu intră. Am aflat că revista domnului Roșianu, și să știți, eu deja ar trebui să fiu dus la Bistrița, să mă apuc când mi-a dat de lucru pentru această prietenie. Am aflat pentru a fi publicate, să zic, 5 poezii, trebuie să trimiți 30. La fel și la noi este o selecție foarte serioasă și nu toate materialele intră, pentru că trebuie până la urmă și un pic de exigență, altfel cred că jumate Baia Mare și jumate Bistrița am fi scriitor și... Iar mai apoi este o problemă cu critica. Să nu vă temeți de acești critici. Poate când vă zis un critic literar, eu nu mă consider un critic literar, eu mă consider un
întâmpinător, un cronicar, ca să spun așa. Să știți că criticii nu sunt până la urmă babaul societății, sunt cei care ne promovează cărțile, care propun anumite nume, iar dacă câteodată ne mai trag de urechi, să nu ne supărăm și pe mine m-au tras destui de urechi și mi-au crescut destul urechile de mari, ca să, în momentul de față, să cam știu ce am de făcut. În revista Conexiuni magazin, pentru că Conexiuni Literare v-a fost prezentată, sunt în principal acțiunile care se petrec la Palatul Culturii Bistrița. Palatul Culturii din Bistrița are aproximativ 100 de angajați, fiecare știm pe sectorul lui, cred că știm, suntem o echipă să ne facem treaba, iar activitățile noastre, nu cele neapărat cele literare, ci în întregul ansamblu, sunt oglindite aici. Aici, în această revistă, prima parte a anului, și aici mă refer, vă dau doar câteva acțiuni mari din prima parte a anului, este concertul de boboteasă, care unii dintre cronicarii noștri au spus că este la fel de frumos, păstrând proporțiile ca cel din Viena, pentru că ne pregătim aproape un an pentru acest concert. Mai apoi sunt călătoriile noastre, nu doar ale literaturii, ci și a ansamblului folcloric profesionist de acolo, a trupei de teatru de la Palatul Culturii, a colegilor din alte sfere ale Palatului Culturii, Palatul Culturii, care are mai multe instituții în subordine, pe lângă clădirea propriu-zisă, unde funcționăm cu angajații și cu sala mare, noi avem un centru documentar pe pietonalul bistrițean Liviu Rebreanu, unde avem o bibliotecă, unde avem o colecție foarte rară de documente. S-a adunat, avem un coleg, Vasile Jimboreanu, ce a adunat tot ceea ce se putea aduna în ultimii 50 de ani, cred că de 50 de ani, pentru că acum are 70 și tot adună documente inedite, o colecție de ziare și ce este interesant, dacă vrei să afli ceva despre Roșianu, dacă a trecut odată prin Bistrița, are acolo casetuța lui și... La SRI. Nu-i dosarul SRI, dosarul Conexiuni, sportivi, toată latura culturală, dar și politică din ce s-a întâmplat prin județul nostru, este acolo o bază foarte bună documentară. Mai apoi avem galeriile Casa Culei, unde avem permanent expoziții foarte frumoase și avem o serie de alte instituții în localitățile componente ale municipiului Bistrița. Așadar, o activitate serioasă care va culmina în perioada următoare. L-am văzut și pe microbus pe domnul Cosma, că tot notat de la 9 țări de pe afiș, s-a ajuns deja la 15 țări. Avem cel mai important festival și vă invităm din 25 iulie până în 1 august, cel mai important festival internațional de folclor și cred că ați auzit de el, este Nunta Zanfirei, în fiecare an la Bistrița. Iar mai apoi ne pregătim să întâmpinăm scriitorii la Târgu Mare al Bistriței, va veni din nou festivalul Liviu Rebreanu și așa mai departe. Nu stăm nici un pic, nici măcar vara nu stăm, este acel cântec, eu vara nu dorm, pentru că acțiunile sunt multe, sunt frumoase și într-un top al activităților culturale făcut la București s-a constatat că după numărul de locuitori și s-a și dat publicității, municipiul Bistrița după București este pe numărul 2 în ceea ce privește acțiunile de calitate. Este un lucru deosebit. Eu felicit echipa și mă mândresc cu echipa de la Palatul Culturii în frunte cu domnul Dorel Cosma, care este un director, repet încă o dată, scriitor. Și acesta este norocul nostru. Și mulțumesc prietenului Roșianu. Nu mă ridic la nivelul glumelor lui, dar încerc cât de cât măcar să zâmbesc și să fiu un partener de nădejde în ceea ce privește colaborarea noastră la revista Tribuna și sperăm de acum la revista Conexiuni Literare. Vă așteptăm și pe dumneavoastră. Bine v-am găsit la Baia Mare și sperăm ca în curând să vă spunem bine ați venit la Bistrița. Am zis că nu vorbesc foarte mult, dar totdeauna ce ne mai leagă este faptul că amândoi suntem ziariști, uneori ziariști care nu tac, mai pun câte o întrebare, că așa e ziaristul. Amândoi avem sau am făcut emisiuni de televiziune și amândoi mai scriem câteodată de cărțile dumneavoastră.
felicitări pentru tot ceea ce faci aici și să ne vedem la Bistrița. Vă mulțumesc frumos! Eu aș vrea să completez puțin, să duc mai departe gândurile prietenului Mănuț. Ne-am văzut, într-adevăr, cel mai recent. Da. La cea mai recentă manifestare a colegilor, a conferințelor din Buna. Uite, sunt două martore. Este Clara Protea și cu Carmela Băințan, care au stat chiar în spatele nostru. El a venit, am povestit, am tras linia definitiv pentru această manifestare. Să știți că bătrânii noștri care n-au avut atâtea facultăți ca noi și atâtea doctorate și atâtea licențe, au spus o chestiune extraordinară. Mai la adevărul să spun în glumă. Credeți-mă că și marile prietenii se leagă tot din nimic și marile întâlniri ca și aceasta tot din nimic. Ceva de genul, fragment din discuția noastră, hai bă să o facem și pe aia. Uite că din greșeală am făcut-o. Ei, acum este să perseverăm în această greșeală frumoasă. Voi să trimiteți către creator materialele voastre ca să facem acest număr prietenii poetice Baia Mare Bistrița, să trimiteți către ei materialele voastre. Acești oameni, în numele unor prietenii absolut personale, deschid porți și dau posibilitatea de afirmare și de creștere fiecărei persoane prezente aici. Apropo de mișcare, eu duminică am să plec înspre Vâlcea. Mulți dintre scriitorii din Vâlcea și m-au rugat, Nicu Nistor cu Tatea Miuță, cu Nicuță Ioan Lungu și cu alți scriitori de acolo, să vă transmit gândurile lor bune și salutările lor. Eu am să fiu acolo marți, la Călinești, Călimănești, au să fie inclusiv gruparea Direcția Nouă la Disuciu, că dacă aflat că mă duc încolo și a schimbat programul, ca să fie alături de mine. Da. Și după aceea la Horezu și după aia la Vâlcea. Ei bine, sub aceste auspicii ale unei literaturi de calitate, a unei literaturi în care și tu ca și autor, ca și creator faci un efort. Pentru că cea mai mare problemă cu care se confruntă atât Maramureșul, cât și Bistrița, cât și celelalte zone, este nebunia spațiului de confort, oameni buni. Oamenii foarte mult se amăgesc, îți scot o carte și o pun sub pernă și au convingerea că au dat lovitura. N-ai dat nicio lovitură, n-ai făcut nicio șmecherie. Cartea aceea trebuie să circule, indiferent că e poezie, că este proză. Cartea aceea trebuie să ți-o iei de mână ca pe un copil să-l scoți în față, să-l promovezi. Dacă ei ar fi suferit de aceea spațiu de confort, stăteau bine, mersi, era bine, după amiază, oameni buni, stăteau la bine, se mergeau la pescuit, ascultau o muzică, beau o bere pe terasă. Și poate făcea și noi aceeași chestiune. E bine, am găsit de cuvință să facem cu totul și cu totul altceva și credeți-mă că în momentul de față, din punctul meu de vedere, ogorul este pregătit ca să putem însămânța să rodească ceva de calitate. Aș vrea înainte să mă duc mai departe cu gândul, să mergem, pentru că o să urmeze o perioadă în care o torturăm un pic pe prietena noastră, pe Claudia Pădurean, și mulțumesc mult, mult de tot, pentru că ni se alătură. Este ceea ce se numește happening. Nu se mai poate în zilele noastre să mergi unidirecțional. Vremea brezelor a trecut. Nu ne mai putem aduna prin catacombe numai creștini. Deci acum este firesc să fim poeți, prozatori, un fotograf, un artist fotograf, un artist plastic. Avem toate aici la oaltă. Să avem arta dramatică, să le avem pe toate la oaltă. Este singura șansă ca să ieșim în stradă. În stradă, când vom ieși, o să ne domine Becali sau, nu știu, Telormananul meu, Dragnea, sau ce vreți dumneavoastră, altul, fără număr, da? Manelișii zilor noastre, pentru care contează doar vila, mașina mare, cardul și nu știu ce alte facilități. Credeți-mă, când am fost la ea și am fost declarat acolo poetul cetății, le-am spus prietenilor mei un singur lucru. Însă am dreptul la o întrebare. Da. Că spuneți-mi și mie, cine a fost primar când Eminescu, ăla care a rupt în fund și lucra la timpul și toată lumea știe acest lucru? Cine era primar atunci? Cine era deputat? Cine era senator? Cine avea cel mai mare han sau hotel? Na, cum vrei să zici? Cine avea cea mai mare firmă de brișce sau de taxiuri ca acum? N-a putut să-mi spună nimeni nimic. Și de ce? Pentru că ăștia, exact ca în Biblie, își iau, își strâng comori pe pământ, unde ajung la un moment dat să ne mânce morile și rugina
și șansele copiilor și nepoților lor ca să treacă pe o stradă numită Iacob, Milian, Nadia și așa mai departe, sunt maxime. Dar șansele copiilor noștri și a nepoților noștri să treacă pe strada primar Cucuves Vasile sunt infime. Eu am curat să pariez, dar nu vreau că pot să se spună că împing discuția prea mult, prea pământean. Te-am curat să pariez că nu va exista niciodată în Baia Mare strada Cătălin Cherecheș. Vreau ca să vedeți cum se strâng oamenii frumoși în jurul gândurilor frumoase și vreau să-i mulțumesc foarte mult Iuliei, șefa de la Florăria Enia, care, Iulia Micu, care a înțeles ca pentru acest moment să dorească tuturor femeilor care au venit în baza parteneratului pe care îl are cu mine câte o floare și să ne iertați că n-am putut mai mult. Pe fiecare masă se există un mic buchețel și aici un aranjament floral care să ne îmbogățească acest spațiu. Pe de altă parte, aș vrea să întoarcem acest obraz oaspeților de la Bistrița și când vom merge acolo trebuie să fim la aceeași înălțime măcar, dacă nu chiar mai mult. Rog acum să ne spună despre cartea în care prietenul nostru încearcă să evadeze din România să se ducă în Italia. Și Italia, despre el o să vorbească doamna Livia Marcan. Eu aș vrea să vă spun că Italia, dacă tot vorbim de poezie, și eu am o carte tradusă ediție bilingvă română-italiană, mi-a fost prezentată anul trecut, cred că ai fost și tu cum prezentat, cheamă Alexandru Boboc, la ediția de atunci a Zilelor Tribuna. Vreau să vă spun că Italia are un poet fantastic, Pitigrini. Când a atins apogeul, când și-a atins gloria, în 1956, într-o dimineață, s-a trezit și a pupat nevasta și a pupat fetele și a spus, eu am plecat. Și să nu mă căutați. Și a dispărut. Atât de mult m-a marcat destinul acestui om care ajunsese, atinsese cerul, apogeul realizărilor literare cu mâna, încât de foarte multe ori în scrierile mele am zis, aș vrea să mor ca Pitigrini neștiut de nimeni. Înainte să duc gândul mai departe, chiar dacă este o muzică pe fundal, nu este moment potrivit, dar am primit încă o veste tristă. O să vă rog să ne ridicăm în picioare, să păstrăm un moment de reculegere și să mă iertați când testez, dar nu pot să fac altfel. Săptămâna asta a fost dintr-o altă perspectivă tristă pentru mine, nu că am ieșit-o din spital, aia e veste bună. Dar săptămâna asta a plecat la Dumnezeu, a plecat la Dumnezeu doi dintre cei mai buni prieteni ai mei, poetul Ioan și eseistul Ioan Botea de Sighet cu Malmații. Și astăzi, de puțină vreme, a fost deconectat de la aparate Lucian Chirvasiu din București. Vă rog să mă îngăduiți, să mă iertați, să păstrăm un moment de reculegere. Tot, să mă iertați, dar vă mulțumesc din toate punctele de vedere. Nu vreau să sune dureros, dar aș vrea să vă rog, ca măcar pornind de la faptul că am pierdut doi oameni dragi în săptămâna aceasta, să conștientizăm importanța momentului și să facem astăzi. Astăzi începem să trimitem textele unul către celălalt, astăzi începem să colaborăm, pentru că astăzi suntem. Astăzi pipăim, astăzi simțim, astăzi putem spune și astăzi putem clădi. Iertați-mă pentru această paranteză, vă rog să prezentați. Treci lângă... Bună ziua! Sunt profesor de teatru săptămânală. Prezentă la această voastră în unitatea tursică onorată de practicator ca unul de văzirea unui doresc mai. Înainte de a prezenta propusistul meu, este deosebit de complex și despre asta să
face o plăcere să mă aflu pentru dumneavoastră, pentru că așa am plăcerea de a cunoaște o altă parte și o altă parte a inteligentului mai mult. Altfel, eu fiind prezentă la multe acțiuni ale revistei Nobel, din traducătoarea de serviciu pe italiană a revistei încă de la și a bibliotecii în respectiva reviste care o creează biblioteca să vedem ales de asemenea prezente la numeroase acțiuni literare. Îmi face o deosebită plăcere să vă cunosc și sper să ne vedem cât mai des în acest proiect de colaborare inițiat de revista, de Societatea Promoțiuni și de creator, în așa fel încât gândurile noastre să se împrămâneze pentru a face și mai mult pentru cultura noastră. Ce gen? Toți scriem, din cei care suntem prezenți aici. Și știm că atunci când terminăm o carte, în sufletul nostru rămâne un gol. Un gol în care ne regăsim puterea. Atunci, când traduci, da? Rămâi nu numai foarte gol, ci rămâi și foarte Apoi, profanul,
este profanul, este spiritul, este cel care trăiește pe pământ, după ce omul a fost și s-a purificat de emoții, de dezechilibre, de dureri. Deci o altă noțiune. Malul este locul în care se află granița dintre cuvânt și necuvânt. Știm că a fost o noțiune foarte mult descontată în poezia lui Braga, dar în poezia domnului Costa are cu totul altă nuanță și foarte modernă. Eu m-am apropiat foarte mult de poezia dânsului și cu foarte multă dragoste și cred că nu mă amintesc exact, dacă nu chiar eu v-am spus, v-am întrebat, nu mai rețin exact, Dobrina, să vă traduc tocmai pentru că am simțit că este o poezie modernă, o poezie care merge și mai ales merge pe limba italiană. Vreau să spun că nu orice poezie tradusă într-o limbă poate să fie valoroasă, din experiența mea de traducător. Nu orice poezie. Sunt poezii care nu se pliază, este pe anumite limbi. Și atunci poezia poate să fie foarte bună în românește, foarte valoroasă, având în vedere că avem niște norme poetice a fapte, dar în limba respectivă, efectiv să fie un eșec. În cazul acesta, poezie domnului Cosma se pliază foarte bine pe valorile stilistice, expresive, pe muzicalitatea limbii italiene. Și de aceea, îmi permit să mă laud eu, pentru că se laud eu volumul pe mine, este prezentarea ei. De aceea eu cred că vor avea succes de cititor și cartea în sine va avea și că, de fapt, în felul acesta, dânsul este unul care deschide porțile întării literaturii române, a poeziei române în familia europeană. Și eu vreau să îmi permiteți, nu am să lungesc pentru că sunt acțiunile acestea din obositoare, dacă se, dar lungite o poezie, sigur, în românește și acum în italiană, care în limba italiană ar fi o perfectă poezie modernă, pe linie modernă. Deci în Italia și-a putea asuma orice spirit italian. Fiind ruga ta, excelența, puterea, eficiența, izvorul vieții și al comunității sau. Și în italiană, per la tua preghiera, l'eccellenza, la forza, l'efficienza, il fonte della vita e della fecondità, il sacro. In stilistica italiana sono perfetta, ha un logico textul, non ha fost nevoie di absolut niciun error, de fapt, cred că o traducere nici nu trebuie să implice efortul traducătorului și intervenția în textul poetului, pentru că în cazul acesta nu mai există, deci se pierde originalitatea poetului și traducătorul devine traditor în consonă italiană, adică deci nu face absolut niciun serviciu, nici actului cultural de a introduce literatura română, pentru că și de aceasta este vorba, în circuitul european, de o face cunoscută. Deci cred că în spiritul acesta trebuie să se facă traducere. Și este, credeți-mă, foarte greu să traduci. Nu este indiferent în ce limbă, cine a făcut traducere, măcar o dată și puțin știe acest lucru. Ai nevoie de o capacitate mare de dedublare, trebuie să te și identifici cu autorul, în așa fel încât să iasă ceva care să puțin să te surprindă pe tine, dar mai mult poetul pe care, de fapt, îl propui cititorilor. Pentru că domnul Cosma este un nume care nu are nicio prezentare. Proiectul Conexiuni, este mare. Eu am auzit de existența Palatului Culturii înainte de a avea plăcerea de a cunoaște personal cu domnul Cosma și de a cunoaște vederile. Vreau să vă spun, cu toată sinceritatea, faptul că astăzi, la această lansare, domnul director Cosma, care este o personalitate a culturii române, mondiale, m-a invitat pe mine,
traducător se prezint cartea, este un act de recunoaștere al valorii traducerii. Și chiar prin asta face un serviciu traducerilor în sine, care la noi mai puțin s-au făcut după 89, dovadă că nu avem un act al culturii. Și mai dovedește încă ceva, că este un excelent curaj. Când am primit telefonul, nu mi-a venit să cred că mă invită domnul Cosma, mare om, să-i prezint eu cartea. Traducătorul de obicei este dat în umbră. Nici nu se precizează la noi, cel puțin, cine este traducătorul. În alte țări am văzut, nu bine, nu toată lumea, nu este regulă, numele traducătorului este scris pe cupătă, pentru că este un element esențial. Este important înapoi traducere, citești opera. Nivelul spiritual, emoțional al traducătorului contează foarte mult, că dacă nu are el o personalitate, o cultură, nu are cum să detecteze ceea ce are sensibil, special, poetul și să prezinte. Și printr-o o simplă formă folosită, greșit sau accentuată, pur și simplu denaturez și ratezi personalitatea traducerii. Deci, repetând prin asta, toată admirația, toată stima pentru domnul director Cosma și să dea Dumnezeu cultura din Bistrița, de altfel este recunoscută pentru domnul director Cosma și alți oameni de cultură, să dea Dumnezeu să fie mulți oameni să apreze. Poezia dânsului este o poezie de valoare. Am mai citit scrieri de ale dânsului, nu e singurul poem, pe care se cunosc mai bine personalitatea și să pot să îl redau mai bun. Eu îi doresc succes în mai bine și îmi pare rău că timpul nu îmi permite să intru în mulțumim, dar sunt convinsă că va face mult pentru cultura noastră. Vă rămâne decât să descoperiți dumneavoastră și să întăriți ulterior cele spuse de doamna profesor. Vreau să-i spun vreau să-i spun doamnei că într-adevăr așa este uzual în străinătate ca numele traducătorului să fie la loc de cinste lângă cel al autorului. Vreau să vă spun că pentru editurile care se respectă din România acest lucru se întâmplă cu faptul că democrația ne permite amatorism și veritarism și apar foarte multe edituri ca ciupercile după ploaie, este altă problemă. Dacă tot vorbim de literatură de calitate, vreau să vă spun că în momentul de față legal înregistrate în România sunt 3.868 de reviste. Doar 3.868. Nu înseamnă că toate se ridică și respectă standardul ăla care trebuie. Dar sunt, funcționează. E, pentru una, două care nu respectă regulile cărții, nu trebuie să anatemizăm. Mulțumim mult de tot, am reținut acest lucru. Trebuie frumos de rău. Foarte scurt, vreau să-i mulțumesc doamnei Lidia Mărcan pentru prezentarea dovedită în toate că s-a aplicat cu multă atenție asupra versurilor pe care le-am cuprins în acest volum și dacă am fost puțin mai lungi în această parte, dați-mi voi să vă precizez că această carte se lansează astăzi. Nu am lansat-o, este pentru prima dată lansată aici la dumneavoastră. Urmează ca luna viitoare, august, să o lansăm la Bergamo și la San Giovanni Rotondo, la Padre Pio, acolo acasă. Vreau știți cu toții cine a fost, cine a reprezentat în Lega Catolică, Padre Pio. Vom avea această ocazie să fiu împreună cu alți scriitori și cu alți băieți din Italia să lansez acest volum. Mulțumesc încă o dată, Lidia Mărcan, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție. Dați-mi voie să trecem la un alt nivel, îl rog pe prietenul Menuț să vină alături de mine. Eu vă prezint cele mai recente antologii pe care le-am făcut. Lacrima dragostei și Primăvara cuvântului. Două antologii pe care le prezint, le-am păstrat așa calde, tocmai pentru această întâlnire. Marți vor fi prezentate amândouă la Călimănești. Miercuri la Horezul, joi la Vâlcea. Lacrima dragostei, o antologie în care am adunat 73 de poeți, doar 5 prozatori.
în primăvara cuvântului care deschide un ciclu, așa cum ați anticipat, vara cuvântului, toamna cuvântului și iarna cuvântului, ca un anotimp al unei astfel de creații, nu anotimpul care trece pe lângă noi și care ne înspăimântă poate ploi și trece diferențele astea de temperatură. Sunt două volume în care eu cred cu tărie și aș vrea să-mi îngăduiți să vă spun ce reprezintă în viziunea mea și în extensul în viziunea creator conceptul de antologie literară. Am spus la un moment dat că cel mai mare pericol care ne paște este să ne scoatem cărțile în tiraje conspirative, ele se circule prost și dacă tu scoți doar 100 de exemplare pentru numele lui Dumnezeu, cum să-ți ajungă când tu ai deja vreo 300 de nume, poate chiar 400 de nume importante în literatura română care sunt cunoscuți, percepuți corect ca fiind critici literari sau oameni care, exact cum zicea Menuz mai devreme, scriu despre cărți. Deci s-ar trebui din start 400 de exemplare numai ca să îndestulez această chestiune pentru ca să se afle în toate cotloanele țării că tu existi, că ai făcut ceva. În absența acestui lucru te limitezi la spațiul tău de confort în care devii tributar vecinului de scară, prietenului din copilărie, ălea cu care joci table sau care mai pe o dată o bere. Și atunci te trezești că ți intră în circuitul public doar vreo 10 exemplare. Pentru numele lui Dumnezeu. Dacă însămânțezi 10 boabe de porumb, nu te aștepți să să-ți rodească 3 hectare. Trebuie să însămânțezi 3 hectare ca să fii sigur că ai măcar 3 știuleți. Și formula aceasta de mult și de proastă calitate este marele păcat care planează și asupra actului artistic în zilele noastre. Așadar, Lacrima Dragostei și Primăvara Cuvântului sunt două antologii cu care, sau și cu acestea, eu duc mai departe conceptul acesta de a crea punți între oameni. În Lacrima Dragostei am 15 autori români din diaspora. În Primăvara Cuvântului am 18. Vreau să vă spun că o astfel de antologie îi dă posibilitatea celui din Bistrița să afle, să ia pulsul exact despre ce și cum se întâmplă cu scriitori reprezentativi din Galați, din Brăila sau nu știu ce. În absența unui astfel de demers artistic, ei nu se cunosc. Poate chiar nu vor ști niciodată unul de celălalt că există. Și atunci am venit să mijlocim, să facem această punte. Rolul antologiilor literare a fost atât de puternic în istoria noastră românească, încât a fost singura variantă prin care a fost prostit comunismul și cenzura comunistă. Conceptul și dorelor sunt de-a dreptate. Și cei mai în vârstă decât mine. Se găsea cât un pupincurist care făcea prefața. Iar textele cuprinse în aceste așa zise volume colective erau literatură care și acum străbat vremurile. Unul dintre cele mai importante volume scoase altfel cu păcăleala cenzurii comuniste este Aer cu diamante. Scoase de prietenii mei Traian Coșovei, Cărtărescu, Florin Iaru, cine a fost al patrulea? Mircea Nedelcu. Deci au păcălit. Venea câte unul, că așa era vremea, cât un contopist, făcea o prefață în care trebuia să pupe pe unde trebuia pe părțile esențiale și după aceea ei făceau literatură. Responsabilitatea pentru rândurile alea introductive aparținea lorea, semnatarului, nu autorilor de după. S-au născut. Antologiile astăzi sunt punțile prin care oamenii pot să afle unul de existența altea dintr-o lovitură, află... Eu știu când scot cu o astfel de antologie că trebuie să colătesc, să trimit revistele în toate colțurile României și în toate colțurile Europei. Și sunt bucuros, pentru că odată cu vocea lui Menuț, al lui Dorel, al lui Milian, al lui Carmen, așa multul alt, al lui Clara, al lui Nadia, duc vocile tuturor în toate colțurile țării și a Europei și mă bucur. Sunt acte de nemurire și să știți că așa se creează și se clădește o personalitate a fiecăruia dintre noi. Nici altă variantă
gândiți-vă, vă dau un exemplu simplu. Aș vrea eu să fac un pas de aici, să sar direct la Călimănești. Nu pot. Trebuie să fac un pas, să fac încă unul, să mă duc, să-mi iau bagajele, să mă urc în autocar, să mă dau jos și așa mai departe. Nu există scurtătură. Numai în matematică, cea mai scurtă distanță este cea linia dreaptă între două puncte. În viață nu putem altfel. Și atunci, o personalitate se clădește greu. Și poți să o clădești pagină cu pagină, antologie cu antologie, manifestare cu manifestare, pentru că la această manifestare, la care vă mulțumesc că ați venit și v-ați răbit din timpul vostru, cunoașteți oameni, este schimb de informații, vă schimbați cărțile, apar deschideri către reviste, oportunități culturale. Restul ține de fiecare dintre voi să dezvoltați acest lucru. Noi am făcut cadrul, de aici încolo este mingea curtea la noastră. Menuț despre două antologii făcute la Bistrița, pentru că este o dovadă foarte clară că, iată, gândim asemănător, facem asemănător, n-a descoperit nimeni roata, mesajul și limbajul este același. Rămâne acum ca cei prezenți să profite din toate punctele de vedere în sensul bun al cuvântului de această deschidere și de această oportunitate. Scriam la un moment dat în cartea Cărți și Contexte Critici apărută la editura Tribuna despre importanța anul trecut, despre și lansată a fost atunci la lansare, despre importanța prezenței noastre în cât mai multe medii literare. Mi s-a întâmplat la un moment dat ca ziarist să mă duc la un eveniment și să văd o carte ce m-a interesat pusă pe o masă, o monografie. Eu cam cunosc toate zonele etnografice ale județului și îmi place să știu cât mai multe date despre tradițiile noastre. Și mi-a spus, păi nu putem să vă dăm această carte într-un singur exemplar. Deci s-a ajuns până acolo încât o carte să fie într-un singur exemplar. Am fost tare supărat atunci și am zis, cum te-a scos un singur exemplar? Era o doamnă profesoară care pentru nu știu ce gradație trebuia, dacă avea o carte, îi dădea mai multe puncte cu ISSN-ul și mă rog, avea o singură carte. Sper să nu ajungem să avem o singură carte și de aici vă spun importanța ecoului și a prezenței cărților noastre. Scriam în acea carte apărută la Tribuna despre faptul că un critic nu are cum să știe dacă dumneavoastră a scos o carte. Se scos sute de cărți, poate mii de cărți în România și atunci ori... Ceea ce nu este rău. Dar nu mai poți, nu mai ai controlul. Librăriile nu mai sunt. Editurile nu mai trimit cărțile. Prietenul nostru aici de față, slavă Domnului, vă trimite la toți cărțile peste tot și are contacte foarte bine stabilite. Același lucru îl avem și noi la Societatea Conexiuni și pe lângă faptul că trimitem cărțile peste tot, am mai făcut un lucru bun acolo, nu eu, zic că am mai făcut în numele colegilor, l-a gândit Dorel Cosma. Adică, în timp ce alții au desființat librării, noi acum, de Ziua Culturii Naționale, am înființat o librărie. O librărie o care... O să aducem și noi cărțile noastre acolo. Vă așteptăm cu drag. O librărie care funcționează în cadrul Palatului Culturii, la Casa Culei, în centrul Bistriței, chiar lângă simbolul Bistriței, Biserica Evanghelică, și oricine, când merge să-și cumpere de acolo un suvenir, poate lua și o carte cu un scriitor din Bistrița Năsăud. La, știți de ce a pus la Biserica Evanghelică, că ăsta Iovan este evanghelist? Nu, că ăla e simbolul, e de 6 secunde. Da, să mă mai zic și eu ceva ce ai cu mine. Când merge în centrul Bistriței, da, este biserica cu cel mai mare, ca să vă dau un detaliu, cu cel mai mare turn de piatră din Transilvania și singurul cu lift, după cum se spune, de la Moscova până la Paris. Uite că știu că ați zis și detaliile astea. Deci oricine vine în Bistrița poate acum să găsească cărțile scriitorilor bistrițeni de la Conexiuni, dar nu numai. Întotdeauna când vin colegii noștri din țară, le cerem și noi lor măcar câte 10 exemplare să le lase acolo pentru a putea fi achiziționate. Este un lucru deosebit pentru că mulți se întrebau unde sunt cărțile. Avem scriitorii, dar unde sunt cărțile? Iată, trebuie un loc unde să ajungă aceste cărți. Revenind la cele două ontologii care noi vi le-am mai arătat odată împreună cu Elena în seara asta, ele sunt structurate, în primul rând, clădite pe nucleu Conexiuni. Vreau să vă spun că acum 15 ani nu aveam nici revistă, nu aveam nici societate, nu aveam nici... Scriitorii nu aveau nici casă, decât casa lor personală. Nu, prea ne întâlneam între noi.
dintr-un anumit moment, adică de acum 15 ani, de când a ajuns încă o dată, repet, un scriitor la conducerea instituției culturale, a apărut această societate care și-a arătat roadele prin mai multe cărți, nu doar cele de o antologie aici de față, pentru că suntem sprijiniți și în editarea cărților, ceea ce este un lucru bun, deosebit. Instituția culturală ne ajută și la tipărirea cărților noastre, dar și aceste antologii care sunt ca o oglindă literară a unui colț de țară și nu numai, a unui moment. Poate mulți dintre noi nu avem bani să ne scoatem o carte la un moment dat, dar ajungând cu două poezii, cu 10 poezii într-o antologie, această antologie va circula poate mult mai mult decât cartea personală, care, cum așa cum ai spus, o pui sub pernă sau o dai nepoților și strănepoților. Eu am învățat la un moment dat să nu mai dau cărțile oricui, pentru că m-am trezit cu cărțile mele. Dacă dai, poți să dai la toate neamurile, ți le lasă pe o notiere sau nu știu unde, trebuie să le dai la oamenii care le citesc. Aceasta este o regulă. Și de obicei noi mergem cu antologiile la oamenii care, așa cum sunteți dumneavoastră și o să le lăsăm și aici, care iubesc literatura, în mediile în care se iubește literatura. Prima dintre antologii apărută la un deceniu de conexiune este în primul rând cu cei aproximativ 30 de membri pe care i-are societatea, mare parte dintre ei și în structurile profesionale ale Uniunii Scriitorilor. Și vreau să vă mai spun că cei trei de aici, la fel ca și colegul nostru, facem parte și din Uniunea Ziariștilor Profesioniști. La un moment dat, un scriitor bun sau un ziarist bun le face pe amândouă și încearcă să le facă cât mai bine, pentru că altfel spiritul critic sau spiritul jurnalistic se găsește și în literatură și invers. Iar cea de-a doua antologie oglindește atmosfera de la festivalul ce poartă numele întemeitorului romanului românesc modern, Liviu Rebreanu, și aduce ambele antologii nu sunt doar de poezie, sunt și de critică literară, de eseu. Antologia cu Festivalul Rebreanu prezintă și conferințele de acolo. Nu vă mai dau acum nume, vă spun doar că avem prieteni nu doar din Bistrița, ci avem prieteni conexiuni din cadrul cărora de acum faceți parte și dumneavoastră și ei sunt prezenți aici, începând, hai să zicem, începând din următorul număr cu Baia Mare, Satu Mare, Timișoara, București, Iași, Sibiu și așa mai departe, dar și prietenii din străinătate. Și avem deja gata, e făcut PDF-ul, domnul se află la domnul director pe masă, urmează să arunce o privire și să dea bunul de tipar. Avem o antologie dublă și acesta este un lucru câștigat pentru noi. O antologie, deci Bistrițenii, Palatul Culturii face o antologie cu 30 de poeți din Turcia, în română, engleză și turcă, iar turcii fac o antologie editată la ei cu 30 de poeți români, adică cu noi cei din conexiuni, tot așa în turcă, română, engleză. Antologiile vor fi lansate în jurul datei de 10 octombrie la Institutul Cultural Român din Istanbul și de asemenea cu turcii, turcii vor veni din nou și de această dată cu literatura, nu cu invazia cu săbile. Turcii vor veni din nou și vom fi tot în luna octombrie împreună la Parlamentul României, unul dintre coordonatorii Comisiei de Cultură, nu știu dacă este președinte, nu vreau să-i greșesc, dar în orice caz în conducerea Comisiei de Cultură din Parlamentul României este un bistrițean de-a nostru, senatorul Ioan Simionca, și el ne-a facilitat să ajungem cu cărțile și în Parlament. Sperăm că va fi un moment deosebit. Este important, încă o dată repet, să nu vă feriți de antologii. Când auziți că se creunează o antologie, să răspundeți pozitiv domnului Roșianu, pentru că sunt cea mai bună metodă de promovare, mult mai bună decât cea personală. Și l-am văzut cu câtă dragoste față de ceea ce face dumneavoastră și v-a dus cărțile și vi le-a prezentat la Cluj, pentru că acolo ne-am întâlnit, într-un mediu în care erau academicieni, în care erau critici literari și a vorbit despre fiecare dintre dumneavoastră foarte frumos. Aveți nevoie de asemenea oameni, după cum avem și noi la Bistrița, avem nevoie de ei,
să nu fie oameni care să-și ducă doar cartea lor undeva, ci să meargă cu antologia cu toți, cu noi, așa să ne poarte cu toate numele peste tot. Și atunci cred că nu avem decât de câștigat împreună. M-a alungit, sper că nu mă cred chiar și a treia oară. Felicitări pentru tot ce faceți! Aș vrea să vă spun un lucru, vă rețin două secunde, mi-am luat pălăria pentru că am văzut pe bușac. Așa se arată. Așa se copiază. Că și noi moroșeni avem ceva în cap, nu numai el. Nu numai bisețeni ăștia, să lămurim așa. Cât despre deschiderea mea la comunicare, cei care nu mă cunosc știu, am pornit revista E Creator nu pentru că aveam nevoie pentru mine, pe persoană fizică, ci din dorința de a face cât mai mult, de a promova pe cei din jurul meu. Sunt oameni aici, Clara, Geta, care au umblat cu mine mult în multe colțuri din această țară. Mă duc acum în Vâlcea și acolo vor veni din toate colțurile țării. Geta sta în palate de la Piatra Neamț ca să fie alături. Adela Conciu și toate persoanele astea au fost și aici și au prezentat cărțile și aici. Ne-am prezentat cărțile și aici. Ne-am dus și la Chișinău, ne-am dus și în Cluj, ne-am dus și în alte părți și la București. Vine Geta sta în palate de la Piatra Neamț, vine de asemenea Ana Maria Ursan de la Brașov, Adela Conciu de la Bușteni. Vin oameni, Petronela Pope Ignat de la Gheorgheni, vin de la București o grămadă de oameni. Când au aflat că mă duc la Călimănești, Adi Suciu, prietenul Adi Suciu, bistrițean de altfel, dar era mic când era bistrițean, știi? Așa a zis, nu se poate schimba programul, eu vreau să mă întâlnesc cu tine, să mai facem încă o acțiune în lumea asta nefericit de scurtă și nedreaptă de scurtă, să mai facem încă o acțiune. Acum sunt doi cameramani, dar această întâlnire se va prezenta pe trei posturi. Se va prezenta în Bistrița, se va prezenta pe Marea Mureș TV, dar și la Orizont TV. Vor fi două posturi de televiziune care ne vor urmări și la Călimănești, și în Orezul și la Vâlcea. Sunt amintiri oameni buni prin care clădești și prin care consolidezi o prietenie. Sunt marcat de pierderea celor doi prieteni. Vă rog să nu răstălmăciți în niciun fel, dar să deveniți responsabili de momentul pe care îl trăim. Astăzi, sigur, putem schimba un telefon, putem schimba o amabilitate, astăzi putem schimba texte, astăzi putem pune bazele unei noi reviste, putem primi o nouă antologie. Aș vrea acum, că văd că facem mișcări de yoga, dar înainte să... Hai, te rog, mă simt, pentru că vine... Dada Păunescu, care acum începe partea ușoară pentru noi și grea pentru ea. Dar până atunci, ca să vă arăt ce frumoasă este lumea literară, dacă o faci corect. Eu cu Nadia Urian colaborez de aproape 2 ani de zile. Nu gândeam pe vremea aceea că vom atinge acest moment, dar întotdeauna mi-am dorit, de când am dat drumul conceptelor acestea de prietenii poetice, acestor punți între zone scridori, îmi doream să fac și astfel de punte Baia Mare Bistrița. Nadia este din Bistrița. Eu colaboram cu ea înainte de a fi această punte a noastră. Acum m-am bucurat că Nadia a venit în coace, de data asta ca invitata mea. Când ne vom întoarce cu toți în Bistrița, va fi invitata voastră ca să se întâlnească cu noi. Mulțumesc mult, doamna Nadia, că a venit la întâlnirea cu noi. Și îți mulțumesc pentru prietenia arătată. Este, din punctul meu de vedere, că tot s-a vorbit despre importanța, despre forța lui Rebreanu, care este autorul romanului și a prozei moderne românești. Vreau să vă spun că, în afară de Rebreanu, de Zaharia Stancu și de Marin Preda, nimeni, dar nimeni din literatura română n-a mai cântat, descântat și încântat atât de frumos lumea satului ca și Nadia Urian. Este o bucurie și mă mândresc cu faptul că două din cele mai recente cărți ale ei, nu ultimele, da, le-am scos împreună cu mine, am colaborat, le-am văzut născându-se și mi-am asumat cu tărie acest lucru și mă bucur că ea este o altă punte între aceste două zone. Și vreau ca neapărat ca în revistele care urmează să Nadia să fie un alt client al nostru. Mulțumesc mult de tot, Nadia. Mulțumesc mult de tot că ai venit. Te rog frumos.
Da, nu, nu mai duc. Când spune cineva comoară la aur și argint, el minte, comorile adevărate sunt doar în suflete și în minte. Mulțumesc frumos! Să rămână! Mulțumesc frumos! Acum, noi propunem să ne făcăm și cineva are de lucru. Este... Da, sfârșit, dar totul rămâne singur. Da, bineînțeles. Hai mă, uite, stau de tine. Claudia Păunescu. Numai două secunde. O să vă rog... O să vă rog, am făcut și data trecută, se vede și m-am bucurat foarte mult pentru că văd afișul înrămat, să dați de mână în mână până în fund la taxatoare, cum se zicea, și să semnați fiecare pe acest afiș, care de asemenea va fi înrămat și va rămâne aici spre prioritare, o dovadă că astăzi ne-am întâlnit, o dovadă că astăzi ne-am bucurat unul de ceilalți. Vă rog frumos. Dar încet, semnați, ca să nu deranjăm pe Claudia și vă rog frumos să acolo toată asta. Mulțumim! Nadia Uian Limul. Mare este Dumnezeu. Povestea asta, dragul mamei, seamănă cu aceea pe care mi-o spunea mama când îi țineam fusul între palme, la depânat. Mult de atunci eram copcila, dar n-am uitat. Așa a început povestea. Lelea Nastan într-o zi de duminică, stând pe un scăuneș la umbră, sub cireșul de la parcă, Leonuc, feciorul mamei, asculta cu atenție. Spunea că pe vremuri, într-o țară îndepărtată, trăia un bătrân care făcea bijuterii. Buna îi zicea altfel, nu mai știu. Ba da, juvaergiu. Bătrânul acela, la orice întâmplare, bună ordea, zicea întotdeauna, mare este Dumnezeu. Peste țara aceea, împărat era un pagân, cu suflet hain și crud. Auzind de bătrânul care aduce slavă Domnului, început să-i poarte ură hrânce, mare, grozavă la urmă. Într-o zi îl chemat la el, cu gând mișel, mișel, zicea Dumnezeu. Și dă omului meu spun, scos de petrece. Îl arătă cu un gânfare și îi poruncește să-l ia, să-l curețe și să-l aducă înapoi în 3 zile. Bătrânul îl ia și promite să-l aducă, fără a uita să spună că mare este Dumnezeu. Cu motiv că vrea să pună inelul într-o cutiuță, împăratul se duce iute în cameră, îi scoate piatra ce strălucea de țuia ochii, deschide fereastra și pe loc o azvârle în mare. Îi dă cutia apoi bătrânului, dar nu uită să se întrebe singur cu răutate. Cât de mare-i Dumnezeu să-l văd! Omul ia cutia și ajunge cu ea acasă. O lasă închisă și se așează la masă. Își vede de treabă, fără să se gândească la minunea de inel. După vreo 3 zile, ia inelul ca să-l șteargă. Vede că piatra lipsește și îl cuprinde o jale mare. Plânge mult. Pe urmă zice, mare este Dumnezeu. Și se întreabă ce va face împăratul când va afla. În clipa aceea, bătrâna lui nevastă intră aducându-i în mână piatra strălucitoare. O găsit-o când tăia peștele pe vatră să-i facă moșului o ciorbă la prânz. Uf, întărește moșul. Mare este Dumnezeu. Probează apoi piatra. E de acolo, de la acel inel. Bucuros îl ia, îl curăță, pune piatra la locul ei și îl aduce împăratului, neuitând să adauge, mare este Dumnezeu. Împăratul curios începu a striga, întrebându-l cum de-a putut găsi inelul, când el însuși l-a scos și l-a aruncat în mare. Juvaergiul povestește și la urmă adaugă zmerit. Mare este Dumnezeu, slava lui în veci, amin.
Asta întâmplare l-a făcut pe împăratul acela să devină creștin și să creadă că mare este Dumnezeu. Povestea asta, când a spus-o mama bună, pentru întâia oară, era după o pățanie a noastră din casă. Ia cum s-a întâmplat. Mătușa Regina, sora tatei, era o femeie tare, harnică și curată. Începută să facă mâncare bună, din puținul ce l-avea. Copiii treceau pragul însoțiți de nepoți și niciodată nu ieșeau din casa ei fără să se așeze întâi la masă, pentru a mânca câte ceva. Sarmale, pune ca la mătușa Regina, numai mama mai știa face. Da, leveșe. Da, pe masa din casa dinainte avea mereu puși la uscat toșmagii făcuți și tăiați cu cuțitul mărunt, mărunt. Mâncați umbli de leveșă, am tăiat un cucoș. Hai că n-am mai pățit ca săptămâna trecută. Vai, Doamne, mare-i puterea lui Dumnezeu Sfântul. Dar ce-ai pățit, mătușă? Ia ce-am pățit. Știi că un ceșul tău, croitor mare, are niște acea lui cu care poate lucra mai bine? Noi nu umblăm prin lucruri. Mai săptămâna trecută, lucra și își pierde acul. Nu știu pe unde. Și nici cum că până azi n-am înțeles. Îl căutăm noi cu tății în dreapta, în stânga, acum nicăieri. Doar cum să găsești acum carul cu fân? Scuturăm noi și pătura de pe față, nu rămâi acolo, Doamne ferește, nu-i acu și noi, ce să-i faci? Deci o săptămână bună! Nu să-ți se necăjește că era învățat să lucre cu acul lui, nu, ca om! Sâmbăta ce vine îl fân să taie cocoșul cel bătrân, că aveam doi, și să-l pun în oală la fier pentru duminică. Îl pun în oală, porniți focul. Când e aproape gata, vine copilul meu Ionică de la joacă de afară, flămând. Țămțăște miros de mâncare și încere să-i scot ceva, să-i prindă foame. Eu ridic capacul de la oală, prăbălesc cocoșul, dacă îi cer. Da, îi cer. Scot rânza cu coronicul și o las să se răcească pe farfurie. Vine copcilul, plântă furculița în rânză, e cuțitul cel la mare și prinde atâie din ea ce era fierbinte. Și taie hăș, 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 dă-i de ceva. Nu reușești. Se oprește și iarnă. Dar se aude cum lânecă cer pe cer. Cum în rânză, în rânză cocoșul? Unde? Adică acolo tata său, aruncat printre cetrile din ocol, a fost înghițit de cocoș și s-a împluntat în rânză. Eu străpunț-o. Eu l-am văzut că de o vreme era cam plioștit deoparte, bai cam batere în celălalt. Până acum nu se întâmplă asta. Poate că ar ci și muri până la urmă. Acul ajuns în ocol, o căzut între cetrii și l-a mâncat cocoșul. Dar oare dacă îl înghițea Ionuț copcilul? Nu, nu era un ac mare. Și cine s-a gândit că acul cerut în casă stă împluntat în rânza din farfuria copilului? Da, un ac mic ar ci făcut o nenorocire mare. Nu, dragul mami, nu așa că Dumnezeu e mare. Am să vă spun de câte ori mi-ai amintit. Mare este Dumnezeu. Uite, e pătărăzană fizică. De Menuț Maximinian. Da, da. Propun să se ridice în picioare. Am luat o palmă de lumină, am sădit-o și lumea a privit-o cum crește. Apoi am luat și întuneric, l-am pus în pământ, dar mi-a înghițit lumina. Am dat lumina cu apă din cer, a fost în zadar. Din pomii întunericului creșteau fructe roșii. Era vremea. De Dorel Costa. Hai, sus în picioare. Destin. De mult
câte ori crezi că ai libertatea de a-ți alege destinul? Că poți atinge proiecte îndrăznețe. Iluzia, visul, te îmbracă în glori, dar nu te menține în decor. Când cazi, chiar și dragostea te arde. Apoi, cu adier de vânt se stinge, lăsându-te orb. De Elena M. Câmpan. Să se ridice picioare. Un iubit marinar. Păstez. Câteodată aș vrea să am eu un iubit marinar care să fie mult timp plecat cu vaporul și când se întoarce să-mi aducă bucăți de mare și de corai, să-l aștept pe faleză ca un stâlp care se clatină și de care să învârtă și să dezvârtă funia când ancorează și când cu greu se desprinde, luând cu el și pielea mea de uscat. Câteodată aș vrea să am un iubit marinar și eu să-l aștept în floare și în mânt, ca un punct de control în derivă sentimentală, când vine cu bucăți de mare și de până. O noapte pe munte, de Carmen Băințan. Carmena. Să se ridice picioare. Soldat indisciplinat. Am străbătut un munte într-o noapte și-am rezemat de vise gândurile mele. Când jos câmpia verde se legăna pe ape și sus pe cer, ceafărul se zbate. O seară aburită în ochiul nemișcării viveam. Se aprinde întunecatul cer. Eu șerpuiam prin gloata zăpezilor întinse. Religiosul sunet bătea în un vechi stingher. Și urme de zăpadă se adunau mai des, iar vântul îmbătea în ceafă tot mai des. N-a fost nădejde oare să caut locuri calde? Toate astea nu m-am oprit din mers. Când luna blândă s-a stins în dimineața, fâșii de văluri albe s-au ridicat pe cer. M-am întâlnit cu râul ce duce spre viață și de atunci înainte nu am rămas stingheteș. Mai visez uneori zăpezile înfunse, urmele cerbilor ce mă depășesc, urletul lupilor îl aud mai aproape. Nu vă, Doamne, încă să mă trezesc. Fă-mi și mie o poză. Dă-și-mi o poză, că sunt ocupat. Fotografa iubește-mă, sincer, hai. Probă de divorț pentru ea. De Alina Narcisa Cristian. Te iubesc, dar nu rămân cu tine. În tăceri se îmbrăca iubirea noastră așezată pe piedestalul clepsidrei. Deci număra timpul în cuvinte nerostite la vreme. Și lacrimi văzute și mângâiate doar de Dumnezeu. Viața își face și ea inventarul zilelor trăite fără tine. Trece pe lângă noi, nepăsându-i de visele noastre, ținute la iernat, în cămara sufletului.
Vieți paralele au fost drumurile noastre în care Dumnezeu a pus răsfuce de vină, plânsă de ani răstigniți în domne, dor de noi. Din amiaza clepsidrei și cura amuzec și am îmbrățișat singurătatea iar. Tu singurătatea ta, eu singurătatea noastră. Și ai tăcut ca un adolescent pe sufletul meu. În răscrucea vieții ne-am potignit în iubirea regăsită încuiată în cămări de destin, jurându-ne credință ca la început, în contratimp. Soarele a intrat iar în viețile noastre. Pe fereastra lăsată mereu deschisă pentru tine. Iubirea ta a amuțit cu ochii respirând dorul necumbărite de vreme, scrijelind în sufletul meu și acolo, ca și atunci, aceleași cuvinte. Te iubesc, dar nu tine. De Vasile Dan Marchiș, din Soarea de Azi. Oilară strategie din Soarea de Azi s-a așezat în special de lui. Ca o căciulă brumărie cu sepestrat pe capul un loc. Și încă mai ninge, de parcă anotimpul naiv, dorește să ne facă să râdem precum ne provoacă făcând haz de regas. Acel clov, care simulând crânsul, își dorește încă o căciulă spre cele două. De Aurelia Oancă. Cu stai jos, să nu te mai ridică, lasă. Nu mai ridică. Alege speranța. Alege speranța. Și pune în suflet. Vei merge spre vise cu ca și grăbiți. Șoapte de timp. Vântul pe-al său răsuflet va duce la stele tot ce voi îndemnați. În fie ce strop va zidui o bucată din cuibul speranței ce este în mine. Și gândul va crește cu ea deodată. Va trece prin tunuri, ape și plâni. Când norii vor cerne agale mărgele, aduse de timpul ce ți-e dăruit, o rază de soare va trece prin tine. Și cântantă într-o curcubeu ți-a zis. Un zâmbet va trece peste a ta față, azurul din ochii lăcrimii va luci. Atunci simți puterea ce își dă speranță și din nou viața va străluci. Posibil e tot și forță tu dai, lași timpul în urmă întrezi. Nisipul să-și scurgă din marginul de rai, speranța mai te inundă. Ioan Hada, care e scris peste Ioan Hada. Hada, la H. Cer scuze. De ce cer scuze? Ioan Hada. S-a sărit peste el. Dar acolo, cu mâinile la spate, așa, pedepsit. Singurul care stă în picioare, vezi? Nu mi l-ai notat? Este din altă. Păi nu venise atunci, te rog. La 126, deci 126 de minute trebuie să stai în picioare. Ioan Hada, precum beduinul. Seara în intent inima, precum beduinul, covorașul, spre locurile ca versurile mele, asemenea rugăciunilor fierbinți, să ajungă la tine. Iacob Onida, fotografia unui vis. Aveam în mână strâns un bănuț de argint, și m-a năpădit un plâns. Era
el mi cumpăra o frântură din viața mea care îmi lipsea. Stăteam pierdut și dus cu fața în sus, sub un copac imens, cu crengile spre apus, din care curgea lumina de la stelele agățate de visele mele. Și pe câmpul ce nu se mai termina, mergeam cu mama mea de mână și îmi povestea cum ar fi vrut să-mi fie atât cât își dorea viața mea. Și, trist, m-am trezit cu pumnul umezit de atâta strâns și ea e înglăsă în visul meu, nici n-am fost eu. Clara Protea. Tango. Pe notele crescânde, tango de pe tăpașii cântuși, răpit din alchitarei vechi pe copii, rămas ca un peron așteptat. Acordurile la fel își șoptesc și tandu brațele și învășoară, din trupuri unduinde se respate nevinovată mântia oară. Se adâncesc trăirile vibrânte, suspinul sunetelor se topește, tăcerea corzilor sfârând zâmbe, tot mai auzând ca în ochi, mășește. Oane Romeo Roșian. Să se ridice. Să se ridice. Mă doar operația. Dacă vreți vă arăt operația. Scrisoare despre tăceri și liniști interzise. Iubito, de o viață întreagă te-am rugat să-mi respecti liniștea. Mi-ai încălcat șoaptele în picioare, mi-ai strivit cuvintele ca pe o gâză dăunătoare. Am plâns, iubito, și nu înțelegeam de ce refuz să vii la mine, să ascultăm liniștea, să tăcem împreună, să creștem șoapte șoptite, udând cuvintele la rădăcină, să coafăm fraze, iubito, să știe lumea că aceste cuvinte pot fi ultimele din singura viață avută, să creștem fluturi pe umbrii nopții și raze de ziua în priviri, ochii orbi să-i deschidem cu toată iubirea avută, cerșetorii din bolți să-i dăruim iubirea pierdută. Mai știi că ți-am spus că Seneca zicea că nu este puțin timpul pe care îl mai avem, ci mult cel pe care l-am risipit deja. Așa am fost, iubito. Am fost avocatul sentimentelor. Spus, am fost paznicul de zi al petrecerilor de noapte între cuvinte sfințite și șoapte. Am pledat vinovat pentru tăcerile lumii, iubito. Am pledat nevinovat pentru vorbirile multe și dese în pustie. N-am mai auzit șoaptele lumii șoptite atunci. N-am mai văzut mersul silabelor în fraza uitată. N-am mai înțeles limba în care s-a scris singură cartea aceasta. Poemul făcea nudism pe pagina albă și goale erau orbitele de atâta soare, de plajele pustii. Am așteptat zadarnic să mă ajungă din urmă cuvintele. Lumea stătea printre piețele ei și între zarzavatul de doile bucata. Găseai lumânări de sfințit ploaia. Mai știi când ți-am zis că la flacăra tăcerii îți poți încălzi și mâinile și mintea și dorul? Așa a fost iubitul. Și în cumpăna înserării desenam nori de ploaie pe cerul limpede, pe cerul pustiu. Uitasem să-mi mai trage povestea trecerii pe lume. Și viața atunci a știut că viața are un gust. Numai atunci când coniacul pe care îl bei are aceeași vârstă ca pe
femeia cu care, cu care te cruci. Deci conecul trebuie să fie bun. Și cred că fârșirăm. Raisa, o rugăm pe prietena noastră venită de la Chișinău, cer scuze, tu n-ai greșit aici, ea nu avea text, și Milian Oros, da? Milian Oros și Raisa să vină lângă... Cine a rămas? Da, Milian și Raisa să vină cu acea Raisa. Ea venit de la Chișinău, este prietena noastră. Să citească pentru Milian. Milian. Tu și eu. Iubita mea, sunt tălmăcirea abia simțită. Fior. Un vânt născut din rătăcire ce poartă șoapte de amor. Tu ești ființă iubitoare, ce aduce sufletul înapoi. E o banală întrebare cu acte. Pentru amândoi. Tu ești o floare din câmpie. Apa rece din muscuri. Cu sufletul legat de tine, din ziua primului. Raisa, un poem. Un poem. Un poem? Da, un poem. Două secunde. Elena Borcutin, cer scuze. Un poem. Ea este distrețeancă, altă punte de legătură cu... Mulțumim foarte mult, Claudia Bunescu. Vreau să ne citească Elena și după aceea Raisa, care a venit de la Chișinău pentru întâlnirea. Mulțumim mult! Visez că este primăvara, îmbracă hainele mătase, văd o floare când mult verde umezit, străluce dimineața în soare, fluturi ce în aer dansează și viața în toate impulsează. Natura e proaspătă, curată, flori albe nevădesc în via, prin duve când ne cântă ciocâria, suflăm ușor un vânt de vreme caldă, privighetoia în aer ne desmeardă, un stol de vrăm ciugulesc prin iarbă. Simți efervescența vieții, ani în suflet cu furtună, în oceanul tibetină, tot ce-i îndrăsnet și vesel, dulcea vraja tinereții, unicat în calea vieții. Sunt trează, dar mai visez încă. În calea mea, mari ziduri se ridică, și înconjoară o cetate cu porți puternic ferecate. Vreau să urc la înălțime și nu-mi e frică. Simt că îmi cresc aripi și-s mai tare ca o stână. Chiar dacă în fața mea e o prăvască adâncă. E cald și frumos afară, un urs putur o ploaie caldă de vară. Înviorează tot ce crește, pădurea din dealele stărește, pământul prin tinere stare rodește, omul prin copii, viața și împlinește. În suflet e o armonie deplină, n-ai timp de durere sau rutină, nu te poticnești, cauți și găsești, prin forța și tăria tinereții, orice obstacol depășești. S-a încheiat acest vis, ochii spre cer am deschis, sus în aer am zărit. Păsări în șirul din grâng, păstrând același vechis. Ziua s-a scurtat, noaptea s-a mărit, impetuos toamna a venit. Cu trena ei catifelată, cu trandafir galben brodată, serioasă și deplină până ieri doar anonimă, cu puterea ei în timp, regina în anonimă. Mulțumim, Elena! Strigăt. Se aud strigăte din pământul Siberiei. Se
în glasurile fraților noștri. Depărtați de venerea lui Basarabene și lăsați să zacă ca monștri. Frate, zise Domnul Elei, îți cer ajutorul cel rămas pe pământul natal. Vină de mi-a osământul și lângroapă pe-al nostru meleag. Să fiu lângă mama și tata, pe pământul nostru iubit. Să mă trezesc alături de vacă atunci când Iisus va veni. Sufletul meu să ureie zborul pe care atât de mult l-am iubit. Când însetat veneam cu ociorul, mă așezam la el și la un coborând. Aș dori ca sufletul meu să miroase sau cânt, să vadă florile albe de gânate de vânt, să se așeze pe prispă vorbind cu vecinul, care de mult e și el un pământ. Sufletul meu dorește să vadă căsuța în care cândva m-am născut și leagănul cel legănat de măicuța cântând un cântec iubit. Dorește sufletul meu să vadă pădurea și stejarul care de mult m-a umbrit, să audă cucul din pom care cântă cu jale, regretând că copiii și-a părăsit. Sufletul meu dorește unirea, frate cu frate să fie uniți și să-i aduc aici, pe pădurea aceea, din pricina cărora am fost despărțiți. O să le rog pentru partea de final, dar aș vrea înainte de a le ruga pe Dorel să ne spună că avute cei care nu au semnat, vă rog să semneze, chiar dacă nu sunt neapărat regăsibili pe afiș. Semnăturile acestea vreau să rămână aici, să se știe exact cum este celălalt afiș rămas acolo și cred că sunt persoane care nu au semnat. Bine, dat din mână în mână, încolo până atunci, până pe mână. Da? E fix? Unde e fixul? Uite aici. Vă rog să dați din mână în mână să semneze toată lumea. N-am vorbit până acum despre un lucru și mă bucură foarte tare că un astfel de exemplar va rămâne aici. Am făcut un obicei și am convenit, ăsta a fost târgul, gentleman agreement-ul al nostru pe care l-am făcut cu proprietarea acestui spațiu cald, ca toți cei care trec pe aici să lasă o carte, afișele să fie semnate, să poată fi rămate, să fie un semn al trecerii noastre pe și al trecerii noastre pe aici, ca și prin alte locuri. Mă bucur foarte mult ca Dorel Cosma, de asta am lăsat la urmă această carte, această monografie extrem de consistentă și extrem de valoroasă din toate punctele de vedere, să fie prezentată ultima dată. Și mă bucur cu atât mai mult ca la sfârșitul discursului lui un exemplar să rămână aici. Cei care vor veni să-și bea cafeaua de mâine, de astăzi încolo, mă rog, în seara asta bem șpriț, cine vrea cafea cu șpriț e treaba lui, nicio problemă, înțelegeți, poate veni printre altele să consulte cărțile autorilor prezenți, dăruiți-vă un exemplar din cărțile voastre să fie aici pentru cei care iubesc cultura și va fi o provocare. Și haideți că încet, încet, vă garantez eu, pas cu pas, vom întoarce lumea asta dobitoacă cu fața către frumos, către suflet. Știu că este o lume improprie visului și poeziei acum. Știu că sufletul nu mai este o monedă de schimb acum. Acum este important să ai vilă, să ai mașină, să ai card, nu știu ce dracului să mai ai. Credeți-mă că până și Badea Gheorghe și până și ciobanul Vasile, atunci când iubește, tot la suflet se gândește. Eu vă provoc să țineți minte că avem un suflet. Bine? Îl rog pe Dorel să întregim această întâlnire frumoasă și să știți că un astfel de exemplar ajunge aici, în acest loc, și ăsta la Tiantamat, e la fiul meu acasă deja, dacă nu știți, e la fiul meu acasă. Aș vrea cu mare bucurie să vă prezint, să spun câteva lucruri despre această carte, despre această monografie, de la Ghederme Ferain la Palatul Culturii. Este o monografie a instituției noastre culturale, Palatul Culturii Bistrița. O carte la care am lucrat 4 ani de zile, nu doar eu, ci o echipă. Suntem prezenți 4 din această echipă aici, 7 scriitori care au derulat o grămadă de documente și au încercat să treacă prin filtrul sensibilității istoria instituției noastre culturale. Colega noastră, Maria Elinean, secretar de redacție care s-a ocupat de adunarea materialelor și, într-un final, după ani mulți de efort, de muncă,
am reușit să scoatem această carte. De ce? Fiindcă am considerat că este o carte care va fi utilă atât celor de azi, dar și celor de mâine. Într-una din zile eram curioși despre modul în care s-a derulat activitatea culturală în instituția pe care o conduc și, spre surprinderea mea, am găsit foarte puține elemente și foarte puține date despre ce a însemnat această instituție culturală, unde poate că sute sau mii de distrițieni și-au lăsat o parte din viața lor. Așa am pornit la drum. Am început o muncă de cercetare, o muncă deosebit de grea, deloc ușoară. E verbe fărain, așa cum vă spunea colegia mea la începutul discuției noastre, a fost prima denumire a acestei instituții culturale, de verbe fărain fiind Asociația Meserașilor Saș, ei dominând în perioada respectivă Bistrița, au considerat că este nevoie și de o instituție culturală. 1897 a fost anul în care s-a deschis oficial de verbe fărain, așa cum spunea președintele de atunci, dorim ca această carte să fie o mândrie pentru noi și pentru copiii copiilor noștri. Deosebit de frumos, spus atunci la inaugurare, când în actualul palat totul era luminat doar cu ajutorul unor lămpi de gaz, era o scenă ceva mai mică decât cea de astăzi, dar multe elemente pe care constituie și astăzi frumusețea clădirii. Chiar și acum vorbim despre singura instituție culturală complexă din Bistrița, care a fost de la început destinată fenomenului cultural. Evident, au apărut pe traseu Muzeul Județean, Biblioteca Județeană, instituții județene de altă natură, dar o instituție care de la începutul ei a avut această destinație, complexitatea fenomenului cultural, a fost și este doar ceea ce numim noi azi Palatul Culturii. De ce Palatul Culturii? Fiindcă am considerat că de-a lungul timpului denumirea acestei instituții este necesar să se schimbe. A fost necesară o modificare. Imediat după Gheorghe Frain a primit în anii care au urmat titlul de Casă Orășănească de Cultură, apoi Casă Raională de Cultură, apoi într-un timp când a luat amploare această idee a casei de cultură și orice sat mai mic sau mai mare avea o casă de cultură, fiind la direcția instituției, am propus și am reușit să transformăm din casă de cultură municipală instituția în centru cultural municipal, răspunzând mai multor cerințe ale etapei respective. Arată că și denumirea centru cultural încet, încet a fost preluată și găsim și astăzi, sunt convins că și în județul nostru, o serie de centre culturale, chiar și în comunele mai mici sau mijlocii. De aceea am considerat că la nivelul unei capitale de județ este nevoie de o altă denumire a instituției care să răspundă diversității culturale pe care noi le oferim publicului nostru. Așa am reușit să denumim instituția Palatul Culturii, care renovat în urmă cu 2 ani de zile, după 3 ani de lucru, prin fonduri europene obținute de primăria municipiului, am reușit să-i dăm cu tot o altă față. Faptul că azi este un adevărat palat, îl confirmă mulți vizitatori care au fost la noi, care vin la noi, artiști și spectatori, care într-adevăr au confirmat că denumirea de astăzi Palatul Culturii corespunde acestei destul de pretențioase denumiri pe care noi am considerat-o necesară. Vă invit cu drag să pășiți pragul instituției noastre la Bistrița, atât în calitate de oameni de scrisului, cât și de vizitatori, să vedeți că acest palat, așa cum apare și în imagini, cum apar în aceste peste 700 de pagini și cu final tradus, cu rezumat în limba engleză și limba germană, în luna septembrie vom prezenta această carte în 10 orașe din Germania. Vom duce cu noi sigur și în alte colțuri ale lumii, dar în acest an este în planul nostru Germania. Ne mândrim cu instituția noastră Palatul Culturii și vă aștept cu drag să vă convingeți de tot ce v-am spus astăzi, nu doar eu, ci și colegii mei, că este real și corespunde întru totul adevărului. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și ați avut răbdarea să ne ascultați. Îi mulțumesc prietenul meu, Romeo Roșanu, pentru acest început extraordinar pe care sunt convins că îl vom duce mai departe și vom realiza lucruri excepționale pentru arta cuvântului. Să aveți o zi frumoasă în continuare și mulțumesc! Volumul, așa cum îi spuneam lui Romeo, va rămâne aici la Simona! Să vină Simona! La această locație pentru a fi frunzărit de cei care
doresc să vadă și calitatea și o mulțime de și poze din ani diferiți, în 7 capitole, care oglindesc începuturile și, sigur, până în 2017, când am încheiat efectiv lucrarea noastră. Eu vreau să vă mai spun, până vine săptămâna 2, cuvinte. Nikita, toată esența lumii, cu atât mai mult esența unui artist, a unui creator, pornește de la conștiința de sine. Nikita Stănescu spunea un lucru extraordinar. Provincia începe de la mine încolo. Când ești conștient de câte kilograme ai, tu devii centru, tu devii epicentru. Nu trebuie să fii, încerc să le spun oamenilor de aici. Eu sunt ăla venit de la București. Puteam să stau în București, bine mersi, că eram pe cei mai mari cai. Am venit în Maramureș. Eu recunosc că am vrut să mă duc la Viena, dar nu mi-au ajuns banii, știți? Și atunci m-au dat ăștia jos dintre aici, dar îmi spuneți Dumnezeu pentru că uitați ce copil am. Și dincolo de glumă de tot, când ești conștient de câte kilograme ai, când ai conștiința propriei valori, tu ești centru. Astăzi am curat să pariez că literatura română a avut un centru aici. Pentru că s-au creat punți între oameni, între concepte literare, între organizații literare.